duci la psiholog și îi spui, nu-l suport pe Corlătescu. Pe tine? Păi te suportă cineva? Păi nu, pe tine te suportă cineva, da. Te-ai întrebat? Da. Da cine? Da, da cine? Da cine? Da. Nimeni. Hai, stai, dragi, acolo și conduc. De Tănțică te iei, de Mihaela te iei, de mine te iei, de Cerna te iei, de Gigel, nu, e extraordinar, te iei de toată lumea, numai de tine nu te iei. Hai, du-te, dracu. E normal să te duci la nouă la jos. Hai mă, jos. Hai. Ce hai? Te liniștești sau gata? Te lasă în ploaie aici. Hai mă, nu mai dăm. Gata, hai, uite, acum avem 2 metri până aici. Extraordinar. Nu mă liniștesc. Nu mă liniștesc. Stai aici. Stai aici, mă. Stai. Stai până când vrei. Da, fă așa, strică. Păi o stric. Da, stai. Ce drec? Bolnava dracului, nebuna dracului. Al dracului. Gata, hai măi, Lucian, că ne vine dracul rău acel mașină. Păi să vină, să vomită ca să se trezească. Da, cine, mă? Vomită tu, du-te, dracului, mă. Vomită tu.
Alo? Bună ziua! Da. Stați să întreb și revin eu cu un apel, da? Da? Ok, bun, mulțumesc. Da. Da, haideți că întreb și revin eu cu un apel. Da, ok. E gata conturul. Vedeți care conturul. Kilogramele cu litri, că nu supraveghează nimeni. Spune-mă tot! Nu mai faceți, mă, pe zdravănul ăsta al fabricii. Mai avem de spus? Că nu zic șeful! Nu vreau să zic șef! Așteptăm că de mâine o să facem așa. Și l-a dus și l-a întors. Da? Până vă liniștiți. Când vă liniștiți, îi spunem că doamna Neguță a avut o criză de nervi extraordinar de mare în care nu am putut să facem producție din cauza ei. Dracului, să-i spui treaba asta. Îl chemați la serviciu pe director. Îl chem la serviciu. V-ați chemat psihologul să vadă cum faceți? Da, și psihologul și pe director azi în firmă. Dacă i-ai spus și mi-a zis, azi îl chem în firmă. Azi! Și spun tot. Da. Dacă mă liniștesc eu sau tu. Păi, dumneavoastră văd că nu vă liniștesc. Nu am ce face cu o persoană care e conflictuală în firmă. Dracului, pune mâna și mergi. Nu am de ce. Hai, stai acolo, al dracului. Stai aici. Stai aici, spune-i. Oricum să registrează. Până nu vă calmați dumneavoastră, nu avem ce să intrăm. Calmați-te dumneavoastră, calmați-vă dumneavoastră. Nu, dracul, m-ai făcut nebun. Nu v-am făcut. Hai, nu. Nu v-am dat, dracul. Hai, zău. Cine v-a făcut așa? Eu? Da, eu. Nu v-am făcut eu, doamnă. Nu. Hai. Aveți o problemă și trebuie să vă duceți la doctor să vă consultați. Ați început să țipați la mine că vă luați și de taică miu și de asta. Asta înseamnă că aveți o problemă la cap. Nu este adevărat. Faci tu ce vrei cu mașina firme. Dacă ar fi a ta, da? Dă-i, măi, Luciane, că nu intrăm în firmă până nu se liniștește doamna Nenguț. Hai, Albrecht, nici nu mă dau jos. Păi, dar știu că nu te dai, că așa stai și în firmă. Stai și țip, urli, scandezi. Da? Albrecht, și tu ce faci? În măsori pașii pe ceas? Rai, Albrecht, să fii tu ce faci toată ziua. Nu știu, eu știu ce fac toată ziua. Dumneavoastră nu știți ce faceți toată ziua. Țipați și urlați. Aveți o criză de nervi și trebuie să vă tragă criza de nervi. Stăm cu motorul pornit ca să putem să vă liniștiți dumneavoastră sau să vă duc la spitalul de nebuni. Și vedem pe care ne oprește. Pe dumneavoastră. Aveți o criză de nervi, de isterie. Lasă-mă, dracule, dă-i, că mai e 10 metri. Nu, dracule, ce ești? Hai, mă, dați-i drumul.